soare. Dar nu-i ca dorul arzătoare, că dorul înge să mai am un singur dor, în liniștea serii să mă lăsați să mor la marginea mării, să-mi fie somnul lin și codrul aproape, pe întinsele ape să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci-mi împletiți un pat din tinere ramuri. Poezia Mai am un singur dor a fost scrisă de Eminescu la 31 de ani și a necesitat munca a multor ani pentru ca să fie publicată, deoarece el a vrut să o rafineze și a văzut lumina tiparului în anul 1881-84 în volumul lui Antum de poezii. Este o elegie care exprimă, tocmai ce sublinia mai înainte, comuniunea omului cu natura, care se simte în poezia populară românească. Invit în fața dumneavoastră pe Victor, care ne va recita un fragment dintr-o poezie. Să-l ascultăm pe Victor. Noi ce din mila Sfântului umbra facem pe mântului, rugăm în îndoririlor luceafărul mărilor. Ascultă noastre plângeri, regina pește îngeri, din neguri te arată lumina dulce clară. O, Maică prea curată și pururea Fecioare Marie. Poetul nostru național a scris una dintre cele mai frumoase rugăciuni care a impresionat și pe Papa Ioan Paul al II-lea. În 1999, acesta a recitat în limba română în piața San Piero din Roma rugăciunea către Maica Domnului, compus de Mihai Eminescu. Muzicalitatea și majestul versurilor sunt înălțătoare. Mulțumim, Victor, pentru alegerea ta atât de inspirată.